Bună ziua, dragilor! Sunt dr. Petrache, medic specialist diabetolog și voi încerca să vă răspund la câteva întrebări. Întrebarea de azi sună așa. Ce este diabetul zaharat și cum aflu dacă am diabet? Diabetul zaharat este o afecțiune metabolică. Persoanele care suferă de această boală prezintă un dezechilibru în metabolizarea glucozei. Pentru a se putea hrăni, organismul nostru descompune alimentele ingerate în diversi compuși, care apoi își urmează ciclul firesc. Principala sursă de energie a organismului o reprezintă glucoza. Aceasta este metabolizată în organism cu ajutorul insulinei. În cazul persoanelor cu diabet zaharat, insulina fie nu este produsă în cantități suficiente, fie nu este produsă deloc, fie celulele ce trebuie să reacționeze eficient la insulină nu o fac. Prin urmare, persoanele ce suferă de diabet zaharat au cantități crescute de zahăr în sânge. Pentru a determina dacă suferiți de diabet zaharat, cea mai elocventă analiză este testarea glicemiei dimineața înainte de a mânca. Dacă valorile glicemiei pe nemâncate depășesc 130 mg pe decilitru, este posibil să suferiți de diabet zaharat. Spun că este posibil pentru că atât diabetul zaharat, cât și alte afecțiuni determină creșterea glicemiei. Însă, în cazul în care glicemia este crescută, este cazul să vizitați un medic diabetolog. Acesta este singurul în măsură să vă recomande analize mai amănunțite care să confirme sau să infirme diagnosticul de diabet zaharat. Cam atât pentru azi. Aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.